Vă salut, prietenii mei! Bine v-am regăsit la un vlog de ăsta mai special, așa mai criminal, mai scârbos. Astăzi am să vă prezint Miria Pode. Da, da, ați auzit bine, Miria Pode. Am cam umblat ceva să prind acești vermișori. După cum vedeți, sunt foarte picioroși, au multe picioare. Presupun că le ia o grămadă de timp să găsească ceva la piață pe măsura lor și pe atâtea zeci de picioare. Sunt foarte scârboase și am ținut să vă arăt neapărat aceste chestii. Nu mă întrebați cum le prind, pentru că nu asta contează, contează să le vedeți voi. Să moră la risă dacă vă mint. Mi-e drag de voi și, bineînțeles, fără voi n-ar exista absolut nimic. Ok, haideți să vă spun câteva informații despre aceste Miria Pode, da? În general, toate speciile de Miria Pode au sute de picioare, între 17 și 55 de perechi și apar în general pe perioada vei. De obicei le găsim și în grădini și în exteriorul casei. Și mai sunt cazuri în care ele pătrund în casă prin crăpături, prin deschizături și canalizări, mai rar. În interiorul domiciliului, da, apar de cele mai multe ori în număr mic și pot fi eliminate foarte ușor, adică și spray-urile de gândaci le termină absolut tot. Chiar dacă ele sunt inofensive pentru oameni, sunt foarte neplăcute datorită mirosului lor puternic. În plus, există specii care secretă substanțe toxice, care irită pielea omului. Iar unele mai mari, să știți că pot mușca și sunt veninoase. Dacă vă uitați ușor și umblăm la zoom-ul ăsta periculos, o să observați, se poate vedea prin ele. Observați aceasta. Ia să văd eu cum... O să vă arăt. De fapt, puteți observa prin mai toate, o să încerc și cu laserul ăsta verde să văd dacă se poate vedea ceva prin ele. Interesant. Observați? Deci, de exemplu, asta. Vedeți aici, ar fi stomacul ei. Și asta la alta. Ia uitați. Observați cum se vede mâncarea prin ea. Astea sunt micuțe. Sunt niște miriapode micuțe. Am găsit unele mai mari, dar în primăvară. Astea le-am luat acum pe parcursul toamnei și e mai greu cu el. Ok, să știți că membrele primului segment sunt foarte scurte și au rolul de a prinde și a anihila prada. Ele, să știți că trăiesc de la 1 până la 6 ani. Pe timpul iernii, ele se ascund în zone mai umede și întunecate. Ia pe timpul verii, primăvara, pe timpul verii ies la suprafață. Și le puteți găsi în jurul băilor, de baralele sunt locurile lor preferate și în locuri cu umezeala, unde e umezeala mai măricică. Să știți că în cazul, de fapt ele sunt insecte nocturne, nu călătoresc pe timpul zilei, doar noaptea sau le puteți găsi, ia să ne uităm mai de aproape, sunt foarte scârboase. Să știți că sunt... și foarte rele, deci înțeapă dacă nu ești atent. Observați. Destul de scârboase. Ce să vă mai spun despre ele? Păi mai sunt unele specii carnivore. Ele își detectează hrana cu ajutorul antenelor, iar prada este imobilizată cu ajutorul veninului. Acestea se hrănesc cu insecte cu corpul moale, precum păianjeni, vermi și alte artropode. Miriapodele sunt împărțite în 4 clase. Prima clasă e Chilopoda, a doua e Diplopoda, a treia e Pauropoda și ultima Simpila cu Y la fiecare I. Aceste clase au și caracteristici diferite, cum ar fi, de exemplu, Chilopoda sunt prăduitori foarte rapizi. Cele din clasa Diplopoda sunt mai lente și se hrănesc doar cu vegetație în descompunere. Cum putem să
combatem și să prevenim aceste mici vietăți șerpăroase. Am să vă explic chiar acum. De cele mai multe ori, în cazul unei infestații cu miriapode, nu se pot observa pagubele, dar întâlnirea care constă cu aceste insecte este extrem de neplăcută, adică după cum le observați, vă speriați de ele, pur și simplu ați vrea să le striviți. După cum observați, s-a dat una să iasă, ia uitați-o. Ați vrea să le omorâți, de-aia, în general, nu e chiar foarte plăcut să te întâlnești cu asemenea insecte. Să știți că durerea unui mușcături de miriapod poate dura până la câteva zile, iar cel mușcat poate prezenta greață și transpirații, dar și umflarea ganglionilor limfatici. Este recomandat să nu atingeți miriapodele pentru a scădea șansele de a fi mușcat. Deci, indiferent că sunt cum sunt, ia uitați, dacă suflu la ele, ia priviți un pic. Simt imediat pericolul. Miriapodele care ajung în casă nu reușesc să supraviețuiască mult timp. Așadar, majoritatea cu care vă veți întâlni ori sunt pe moarte, ori vor muri în scurt timp. De aceea, prevenirea în interior este inutilă, deoarece, na, ele nu stau în interior. Mai mult pe afară. Cu toate acestea, dacă izolați bine casa și astupați crăpăturile, găurile și toate deschizătorile pentru fel de pe lângă geam sau pe lângă uși, să știți că nu o să aveți neplăcerea de a le primi în casă cu colindu. Au venit miriapodele cu capra, dacă primiți cu capra. Să știți că ele pot fi doborâte cu substanțele chimice și prin câteva metode de astea naturale. Așa. Acum am să vă arăt mai de aproape aceste insecte. De fapt, le-ați și văzut. Sunt foarte scârboase, foarte țestoase, să moară toată la risa. Cum ar fi să te trezești cu așa ceva pe tine, pe haină sau într-un metro? Țipi, faci isterie? Ia să încercăm noi să le băgăm într-un borcanaș, să le vedem mai de aproape. Le băgăm în borcanașul acesta micuț. Așa, le-am băgat în păhăruțul ăsta să le vedeți mai de aproape. Ia să vedem cum putem să umblăm cu zoom-ul ăsta periculos așa și să vă arăt aceste scârboșenii. A? Cam n-ați vrea să vedeți așa ceva în viața reală? Credeți-mă că vă cred. Să încercăm să prindem mâna și să strângem foarte ușor, deoarece sunt foarte... Ia uitați! Îi putem face rău pentru că e foarte, i-am dat drumul, pentru că e foarte, abdomenul e foarte moale și să nu cumva să care cumva să-i facem vreun rău. Dacă observați, mi se pare că, uitați-o pe asta mai mare, pe asta de aici, o vedeți? Asta. Observați la coadă cum are niște țepișori. Ia să-i dăm noi un zoom. Mamă, chiar nu sunt deloc plăcute, chiar sunt fioroase. Și telefonul poate avea un zoom atât de mare și frumos, încât avem impresia că e chiar lângă noi. De fapt, aveți impresia voi că iese bietele țestoase din telefon. Mai stă un pic și ies din monitor. Cam acesta a fost serialul cu miriapode. Îmi pare bine că am prins chestiuțele astea și să știți că nu a fost deloc ușor, dar le-am făcut de dragul vostru. Ne uităm așa și observăm, dacă numărăm piciorușele și punem pe pauză, observăm undeva la 30-35 de perechi de piciorușe.